Părinte, bine v-am găsit. Bine ați revenit la Mănăstirea Bârnova. Iată-ne în ceas de sărbătoare, doar la câteva zile de frumoasa sărbătoare a Învierii, care nu este altceva decât renașterea lumii din Duh și din apă, cum spunea Nicodim, sfetnicul de taină, auzind din gura lui Hristos. Și iată-ne în fața celui mai mare praznic, această aleasă și zi a săptămânii, împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor. Dar suntem în cea mai importantă săptămână a creștinătății. Numită Săptămâna Mare, datorită faptelor minunate care s-au petrecut în această perioadă. Cu bunăvoința dumneavoastră aș vrea să începem cu însemnătatea fiecărei zile. Ce s-a întâmplat luni? Ce s-a întâmplat marți? O înșiruire a evenimentelor până când ajungem la seara sacra Învierii. Așa cum am amintit sau poate când am mai discutat am spus, postul are 40 de zile, iar cele 7 zile ale patimilor, deci însemnătatea activității finale a Mântuitorului Iisus Hristos, este legată separat de post, ea fiind cea de-a șaptea săptămână, ea fiind săptămâna cea mai importantă în care Biserica Ortodoxă Creștină, prin învățătura Sfinților Părinți și cu îngăduința Duhului Sfânt, pentru că nimic nu se face fără lumina Duhului Sfânt, ne dau nouă la modul cel mai direct și ne revelează cel mai adevărat toate evenimentele care au avut loc înaintea Marii Pătimiri, adică a răstihnirii Mântuitorului Iisus Hristos, dar și simbolistica pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dat-o umanității pentru a aduce la calea cea dreaptă. Cel din tâi lucru și cel mai minunat pe care îl întâlnim în lunea cea mare, și când folosesc lunea cea mare, numărul de ore este același, dar ea este cu ea începe săptămâna minunată a patimilor, este lunea în care Mântuitorul Iisus Hristos flămânzea. Deci, iată, Mântuitorul nu era în lucrarea lui divină umană un om care se comporta uman, ci se comporta dumnezeiește. Iar această dumnezeire pe care noi o vedem descrisă în învățătura Sfintei Scripturi era ceva normal unui om desăvârșit, după cum el spune, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și om Dumnezeu și Dumnezeu om. N-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis și voia mea este voia Tatălui din cer. Iar mâncarea mea nu e din lumea aceasta, mâncarea mea este din cer. Tocmai de aceea, Mântuitorul, spre finalul pătimirii, despre finalul apropierii momentului critic, ca să spunem așa, a împlinirii desăvârșirii lucrării dumnezeiești, simte că umanitatea nu s-a pregătit cu absolut nimic. Deci Mântuitorul Iisus Hristos intră trist în florii, pentru că așa începe săptămâna patimilor, cu sărbătoarea floriilor. Deci când umanitatea, ceea ce numim noi toată lumea, îl primește pe Mântuitorul Iisus Hristos cu veselie, cu fast, îl primește cu bucurie, îl primește cu evlavie, îl primește cu cântări și cu strigări, dar în inima lor sunt seci și goi. De aceea, Mitropolitul Antonie Plămădeală dă titlul unei predici frumoase din Săptămâna Patimilor, care se intitulează așa: cineva este trist de florii, acel cineva este Mântuitorul Iisus Hristos. De ce este trist? Pentru că cei care astăzi strigau Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, sunt cei care vor striga răstihnește-l, 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 eliberează nouă pe Varava, sau sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri, sau chiar glasul arhiereului legii celei vechi, care striga din bojogii sufletului și a trupului, mai bine să piară un om decât să piară tot neamul. Crezând că Mântuitorul Iisus Hristos va instaura o lege pământească, o lege omenească, va instaura o domnie în care să facă o răzvrătire în legiunea romană între iudei și romani, pentru că romanii stăpâneau la vremea aceea Ierusalimul. Un lucru extraordinar de important pe care trebuie să-l menționez, Mântuitorul de data aceasta nu mai era El singur, ci era El Dumnezeu în toată plinătatea Lui desăvârșită, pentru că de data aceasta nu se mai purta ca învățător, ci se purta direct ca Fiul lui Dumnezeu. Numai cu o zi în urmă,
trecând prin Betania, două surori, Marta și Maria, cad la picioarele lui înlăcrimate și spun: Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, Lazar nu ar fi murit. Doamne, zice, dacă Tu ai fi fost aici, el ar fi trăit. A fost bolnav, a suferit. Și Mântuitorul spune: nu, Lazar n-a murit, a adormit. Deci mă duc ca să-l trezesc. Ucenicii care erau de față spuneau: cred că Lazar nu e mort, de vreme ce Învățătorul vorbește despre somn, înseamnă că dacă s-a odihnit și dacă doarme, se va face bine. Iar Marta îi spune: nu, Doamne, Lazar este mort de 4 zile și cred că chiar e în putrefacție, miroase. Și Mântuitorul spune: nu, Lazar n-a murit, Lazar va învia. N-am spus eu ție că dacă crezi, vei fi viu în veac, dacă tu vei crede cuvintele mele, ele se vor împlini? Și a spus: da, Doamne, cred. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos face cea mai mare minune înainte de patima sa, ca să convingă încă o dată umanitatea că este stăpânul vieții și al morții. Și spune: Lazare, vino afară. Este ferită piatra de la gura peșterii și mortul învălit în fâșii iese din mormânt, din grotă, pentru că acolo mormintele erau în piatră, și spune: dezlegați-l, adică să-i scoată acele fâșii cu aloie și cu mir care se lipeau pe mort, ca în momentul cât are loc descompunerea, între mirosul fetid de carne putredă pe căldura Ierusalimului și între mirosul de aloie, să se facă o combinație suportabilă, pentru că mormintele erau chituite, lipite cu un fel de pământ umed, care în momentul când se întărea devenea petrificat și nu mai permitea mirosurilor să pătrundă în mod exagerat. În clipa aceea toată lumea l-a preamărit ca pe un Dumnezeu. Deci în acel moment mulți dintre iudei au intrat într-o ură de moarte. Dar cel mai înverșunat și cel mai îndărătnic din toți în momentul de față, personajul principal este fiul pierzării, care nu este unul întâmplător, ci este Iuda Iscarioteanu, pungașul de obște al celor 12 apostoli, fiindcă el ținea grămada cu bani, deci la el era portofelul obștii lui Hristos. Prinde o ură desăvârșită pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că din nou întreg ciclu de atenție este canalizat pe Mântuitor. Toată lumea îl slăvea pe Dumnezeu. Și oamenii văzând din partea Mântuitorului atâta putere, văzând atâta blândețe, atâta bunătate, atâta omenie, atâta afecțiune, la un moment dat spun iudeii, zice, prietenii ai Martei și ai Maria: uite cât de mult l-a iubit pe Lazar, Mântuitorul plânge. Mântuitorul nu plângea nici pentru asta. Plângea la fel pentru că în momentul în care i-a hrănit cu pâine în pustie, noroadele au început să se țină buluc după el, dar nu pentru că a făcut această minune, ci pentru că i-a hrănit gratis, nu mai aveau nevoie să muncească. Așteptau o împărăție unde omul să poată trăi și să primească de toate fără nicio străduință. Adică dacă am putea să fim într-un fel de, ca să spun așa, într-un fel de tabără, ca să spun, ei se credeau undeva într-un hotel de lux unde ai putea să trăiești bine fără să consumi, fără să plătești nimic. Ei, Mântuitorul a înmulțit acești pești, această pâine, ca să le arate că este și stăpânul bucatelor și stăpânul roadelor pământului și a cuvântului dumnezeesc, dar în același timp Mântuitorul Iisus Hristos face un pas extraordinar și le arată că este și stăpânul vieții și al morții. Dacă citim la 3 regi, dacă citim la 4 regi, dacă mergem de-a lungul Vechiului Testament, vom vedea că și morțile au fost de mai multe feluri. Întâi, a înviat omul din Vechiul Testament la 3 regi când s-a atins de osemintele lui Elisei, mi se pare, în momentul în care a venit Mântuitorul, s-a atins de fica lui Iair și a vindecat-o, a sculat-o din morți, s-a atins de fiul văduvei din Ain, iar acum s-a atins de Lazar. De ce? Și mai târziu, deci acum mi-am adus aminte, scăpa ideea, deci inclusiv Ilie și Elisei au înviat unul pe fiul din Sareta Sidonului și unul pe fiul Sumanitencei. De ce lucrul acesta?
ca să se vadă că omul care crede în Dumnezeu va fi viu în veac, ca să se vadă că sufletul este viu și după moarte, ca să se vadă că sufletul este sub controlul cuiva, iar Isaia spune foarte frumos, sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și munca nu se atinge de ele. Cât despre sufletele păcătoșilor, tot Evanghelia ne confirmă, și murind bogatul, sufletul a fost îngropat, iar sufletul lui a fost dus în iad. Deci, iată, nu era vorba de un bogat anume, pentru că Dumnezeu nu avea nimic cu el, bogatul nemilostiv. I se-și adresează adjectivul, dacă vreți, care îl caracterizează, nemilostiv. Deci el nu era un om temător de Dumnezeu. Deci Avram a fost bogat și a moștenit raiul, Iov a fost bogat și a moștenit raiul. Deci nu era tânărul bogat, probabil că a moștenit raiul, toate le-am păzit din tinerețe, dar n-avea chemarea mai înaltă, fie spre apostolie sau spre crucea urmării după Dumnezeu. Dar în momentul în care înviază Lazar, se stârnește întreaga umanitate. Deci atunci se pune în mișcare toată cetatea Ierusalimului și toată lumea îl aclamă pe Iisus fiind cel mai tare, fiind cel mai puternic, cel mai bun de conducător al lor ca neam. Și atunci, în momentul de față, cei evlavioși vin și pun hainele pe cale, iau stâlpări de finic, pun lucruri de ale lor ca Mântuitorul să nu meargă, să nu calce pe pământ, să calce pe hainele lor, după cum spune Dumnezeu cu Hristostom, simbol al plecării sufletului în fața dumnezeirii, sau dacă vreți ca simbol al sufletului, ca plecare în fața Mântuitorului Iisus Hristos spre curățire, prin atingerea de trupul Mântuitorului. Așa a spus Mântuitorul, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. În momentul în care are loc această minune, îndrăcirea lui Iuda ajunge la un maxim de apogeu și Iuda chiar cu adevărat se duce și se sfătuiește de acum încolo cu arhiereii legii vechi, cu Ana și Caiafa, ce ar trebui să facă ca acest om să nu mai existe și cum poate fi vândut. Cad la comun acord, se sfătuiesc împreună și bineînțeles că vânzarea Mântuitorului va fi stabilită pe 30 de arginți, dar la momentul potrivit. Și, într-adevăr, semnul prinderii Mântuitorului Iisus Hristos va fi nu altceva decât sărutarea pe care Iuda i-o va da tot la momentul cuvenit, prin care să poată fi cunoscut, prins, legat și dus spre patimă. În prima luni, Mântuitorul Iisus Hristos simte nevoia, nu ca un Dumnezeu, ci ca un om Dumnezeu, să facă o minune care să vină în sprijinul cui? Să vină în sprijinul apostolilor și să vină în sprijinul umanității și a lui Iuda pentru îndreptarea pe drumul cel bun. Și ajungând la un loc, făcându-i se foame și flămânzind, s-a apropiat de un smochin, trecând pe lângă el, în momentul când a întins mâna în smochin să ia roade, smochinul ce avea între însu frunze. Și Mântuitorul se adresează acelui smochin și îi spune cel mai greu cuvânt pe care Mântuitorul nu l-a rostit niciodată, nici nu l-a pus asupra cuiva vreodată. Deci Mântuitorul era permanent un izvor de binecuvântare. Pune un blestem foarte greu și spune, tu să nu mai faci rod în veac. Și smochinul s-a uscat. Întrebându-i pe Sfinții și Dumnezeiești părinții Ioachim, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Inocențiu de Odessa, Episcopul de Calavitria, Ilie Miniat, ce descoperim? Simeon Nou Teolog, descoperim că Mântuitorul începe etapic, într-o etapă exactă, curățirea tuturor elementelor care au dus la căderea omului, pentru că el de acum avea să se răstignească, să moară, să înalțe la cer și trebuia să lase curat în urmă tot. Și ce face? Luni, când sărbătorim noi prima denie și se citește Evanghelia smochinului uscat, de fapt, se face amintirea pomului din rai din care a gustat Adam când a căzut. Și spune Dumnezeu cu Hristostom și cu ceilalți sfinți părinți, smochin fiind, a fost blestemat să nu mai rodească niciodată. Ce? Pomul cunoștinței binelui și rău, fructul acela care să ducă când la bine, când la rău, adică omul să se îndulcească cu patimă și să se scârbească cu patimă. Și iată că în clipa aceea Dumnezeu, de fapt, de ce blestemă smochinul să se usuce? Avea ceva cu rodul lor? Nu. Aici apar trei elemente. Smochinul n-a recunoscut în primul rând pe cine?
n-a cunoscut pe Creatorul său. Asta este primul lucru cel mai important. Deci el l-a creat, el a spus cu cuvântul și trebuia să rodească pe loc, chiar dacă nu era vremea roadelor. Ceea ce înseamnă că orice om poate fi secerat din viață înainte de vremea roadelor. Și dacă el are frunze și n-a făcut niciun rod, este vrednic de ghienă. Dar aici mai era un lucru important. Ce a făcut șarpele când a intrat în rai? S-a încolăcit pe pom și s-a dus spre fructe ca să stârnească atenția Evei, vorbindu-i de sus ca un Dumnezeu. Iar Eva privea de jos, ne spune Octoihu, frumos și bun la mâncare era rodul ce m-a omorât. Și întinzând a luat din pom, deci evident că a întins mâna, a ridicat-o ca să poată lua. Ei, în primul rând trebuia blestemat lemnul în sine, care a ținut pe șarpe, pe diavolul. Era proto-părintele tuturor smochinilor, dacă vreți, ca fruct, ca rod din toată lumea, pe care Dumnezeu a lăsat-o umanității să folosească, pentru că noi azi consumăm acest fruct. Ei, dar era semnul pedepsirii lemnului care a îngăduit șarpelui să se urce pe el. Deci blestemându-l în primul rând l-a curățat de blestemul șarpelui. Uscându-i se frunzele, de fapt ce s-a întâmplat? S-a ridicat blestemul frunzelor care au acoperit trupul gol al lui Adam. Simțind Adam că este gol, s-a învelit în frunze și s-a ascuns. Unde s-a ascuns? S-a ascuns de la fața lui Dumnezeu. În momentul în care Mântuitorul a întins mâna în smochin, nu numai că acesta trebuia să facă roade, dar acesta trebuia să-L cunoască pe Creator și să treacă toate etapele și să ajungă ca în grădina raiului. Flori, fructe în formare, fructe în pârgă, fructe coapte. Pentru că raiul înseamnă veșnicie, nu înseamnă timp. Spune așa, munții au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor. Iordanul a fugit și s-a întors înapoi. De ce? Că a simțit pe stăpânul apă. Ei, iată, în momentul acela, natura coalizează cu efectul faptic al patimilor. Și unde vom întâlni asta? O să ajungem pe parcurs, o să vedem. Catapeteasma se rupe în două, cerul se întunecă, luna se înroșește, soarele se ascunde, pământul se cutremură, se face întuneric pe fața la tot pământul. Iată, natura lucrează împreună cu ziditorul. Deci toate intră într-un dezechilibru de jale, nu de dezarmonie, în care îl plâng pe Mântuitorul. Cum stai sus pe cruce, dar ești viu Dumnezeu, întreabă în Prohod. Ei, iată, lucrul acesta, Mântuitorul vine să-l scoată în evidență, tocmai pentru a arăta că prima răfuială pe care o avea Dumnezeu pe pământ la plecarea spre cer era să curățească din nou grădina raiului, pentru că tot pământul fusese un rai și trebuia să pedepsească începutul răului. Deci s-a răzbunat întâi pe lemnul prin care a venit căderea omului prin lemn. S-a răzbunat pe șarpele care a spurcat lemnul și s-a atins de el. Vedeți că îi va veni rândul, va lega în fundurile iadului, va zdrobi iadul și va da pe cei în viață afară. A doua zi spre marți, deci când sărbătorim ziua Denei cele de a doua, și aici ca să lămurim, cuvântul Denie este un termen bisericesc care tâlcuit în termen clasic pe înțelesul tuturor înseamnă laudă, amintire, pomenire, preamărire, dacă vreți, narațiune duhovnicească, înșiruire de evenimente și întâmplări sau povestire. Dar îi se spune laudă pentru că se și citește, se și cântă. Deci pentru cei iscusiți la minte se pun tropare înalte, pline de învățătură dogmatică și aici de obicei se practică în biserică preoții care țin deniile în bisericile lor în parohie, pentru fiecare seară țin o predică specifică. Ei, atunci ei pot să ia la analizat fiecare tropar, fiecare verset, fiecare cântare, să scoată miezul din ea. Apoi este o parte cântată pe care o vom întâlni toată săptămâna patimilor și este una din cele mai frumoase cântări. Iată mirele vine în mezul nopții, fericită sluga pe care o va afla priveghind, iar nevrednică este pe care o va afla lenevindu-se. Verzi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc și afară de împărăție să te încui. De fapt, ce era acest somn? Era somnul lui Adam. Deci șederea în rai foarte scurtă, el imediat a adormit în gândurile omenești și a pierdut rațiunile dumnezeiești.
ce era de fapt acest miez de noapte? Era exact momentul critic în care Dumnezeu încerca virtutea omului. Era exact momentul critic în care Dumnezeu cerceta pe creația sa dacă s-a suit la înălțimea de împărat. Vrea să vadă Dumnezeu dacă omul pe care l-a creat știe să se bucure și să preamărească suficient întreaga creație peste care fusese pus rege. Și ca drept dovadă că n-a știut să preamărească pe Creator, primul lucru pe care l-a făcut, a avut grijă să discute cu diavolul și nu cu Dumnezeu, cu Creatorul. Deci cu dușmanul lui Dumnezeu, care și el apare în chip spontan în săptămâna patimilor și nu lipsește, pentru că el lucrează exact ca și Hristos. El emite pe Hristos, fiind un înger frumos și prealuminat din ceata heruvimilor, Lucifer cu numele, fiind gelos pe Dumnezeu, că totdeauna vedea că discută cu îngerul de mare sfat și pe el nu-l întreabă și nici nu știa ce să discută acolo, s-a răzvrătit și a vrut să fie deasupra lui Dumnezeu. Dar cum a vrut să fie deasupra lui Dumnezeu? Spune Isaia, voi pune tronul meu deasupra munților de miază noapte și voi fi asemenea celui preanalt. A vrut o asemănare cu Dumnezeu prin voia sa. Același lucru i l-a făcut cadou și lui Adam. O asemănare cu Dumnezeu prin voia sa. Adam, mănâncă, vei fi ca Dumnezeu, nicio problemă. Și l-a făcut ca Dumnezeu, vedem în Joia Mare și în Vinerea Patimilor. În momentul în care în a doua seară, la Denia a doua, se citește Evanghelia celor 10 fecioare, aici ni se arată o altă învățătură și ni se revelează o altă întâmplare și avem pusă în balanță ce? 5 și cu 5 fac 10. Ce sunt cele 10 fecioare? Sunt cele 5 simțuri umane care întâi au fost create primordial, curate și nealterate, iar în etapa a doua, cele 5 simțuri trecute prin sita mizerii, adică prin tot ce se cheamă umanitate și valea plângerii, istoria umanității cu toate urgiile ei. Ei, în momentul în care Mântuitorul dă această pildă, ne spune așa, că cele înțelepte, deci fecioarele culoare aminte, aveau un de lemn în candelele lor. Deci noi am avut posibilitatea de săvârșire, nimeni nu ne-a oprit. Dar cele neînțelepte n-aveau un de lemn în candelele lor. Și pentru că n-aveau un de lemn în candelele lor, ce s-a întâmplat? La un moment dat spune că acele fecioare au adormit. Iată ce înțelepciune. La miezul nopții s-a făcut strigare. Unde mai întâlnim termenul de strigare? Arătându-se Dumnezeului Noe, noaptea în vis i-a spus să-mi faci o corabie de 30 de stânjeni, înaltă de nu știu cum, lată de nu știu cât, cu atâtea camere și să bagi în aripate, 7 curate și una necurată și din cele de pe pământ cu 7 curate și una necurată și va veni un potop mare și voi pierde pământul, iar tu să închizi ușa corabiei după tine și eu te voi purta pe vală. Iată și aici s-a făcut strigare, a venit momentul cernerii, a venit momentul chemării, adormirea fecioarelor înseamnă de fapt somnul și moartea omului din toate timpurile. Moartea lui Adam duhovnicească prin căderea neascultării și moartea lumii decăzute prin călcarea legii scrise, decalogul. Și că așa spune Sfântul Atanasie, omul a căzut singur, iar Homiacov spune la fel, cădem singur, dar ne ridicăm împreună, împreună cu cine? Cu Dumnezeu. Omul a căzut singur, dar nu s-a mai putut ridica singur, a avut nevoie de răscumpărător. În clipa în care are loc adormirea și se face strigarea la miezul nopții, apar două efecte. Se trezesc fecioarele cu un de lemn și intră cu mirele, dar cele care n-aveau un de lemn, se spune că doreau un de lemn. Și a spus, n-ați vrea să ne dați din candelele voastre? Și ce spun Sfinții Părinți despre această tâlcuire? Că oamenii care nu cunosc legea degeaba ascultă cuvântul lui Dumnezeu, degeaba ascultă glasul Evangheliei, degeaba ascultă glasul decalogului și a poruncilor și a toate, că ei nu știu cum să-l împlinească, pentru că n-au fost sfătuiți și învățați și n-au lucrat niciodată binele. Dar de ce să fac milostenie? Dar de ce să postesc? Dar de ce să mă închid? Dar de ce să mă rog? Dar de ce să merg la biserică? Dar de ce să mă împărtășesc? Dar de ce să mă culc seara cu rugăciune? Dar de ce să mă scol dimineața cu rugăciune? Dar de ce să postez miercurea și vinerea? Dar de ce să dau de pomană? Ei, toate aceste explicații le-au prins pe cale fără un de lemn. Și atunci cele deștepte le-au cam răspuns. Fraților, la momentul socotelii, tot la Mântuitorul avem răspunsul cel mai elocvent. Doamne, Părinte Avrame, zi lui Lazar să-mi trimat o picătură de apă. Că rău mă perpelesc. Între voi și între noi e o prăpastie. Nici de acolo
aici, nici de aici acolo. Și nu au putut să intre. Și în clipa aceea apare elementul primordial. Voința lui Dumnezeu, cele bune le-ai luat în viață. Mergând să-și caute unde lemn, ușa s-a închis. Până să se sfătuiască ele cei, sfârșitul nostru, sfârșitul lumii, apocalipsa, a venit Hristos în întâmpinare, cerne judecata, i-a găsit nepregătit și ușa s-a închis. Și el spune acolo, că Doamne, Doamne, deschide nouă. Și Mântuitorul spune, de fapt, finalul apocalipsei a sfârșitului, nu vă cunosc pe voi. Deci, asemenea erau iudeii legii vechi, asemenea erau răstihnitorii lui Hristos, dar Hristos făcea aceasta cu un singur scop. Făcea aceasta în scopul de a-i trezi conștiința lui Iuda în permanență și de a-l pune pe cărarea cea bună, de a-i trezvi mintea spre greșeala pe care urma să o săvârșească. Nici o vorbă, nici cea mai mică îndoială, nici cel mai elementar gând că ar putea fi vorba despre el. La un moment dat vom vedea pe parcursul săptămânii mari că vom întâlni la un moment dat când el îl întreabă pe Mântuitorul. Mântuitorul este întrebat, dar cine e cel care te va vinde? Și la care îi se răspunde așa, păi zice, cel care întinge mâna în blid cu tine. Și în momentul în care, Iuda se uită așa la Mântuitorul și întreabă, eu sunt? No. Și Mântuitorul a spus, tu zici. Deci nu liberul tău arbitru, nu-l dirijez eu, tu zici asta. Vreau să vă spun că în momentul în care sosește Miercurea cea mare, deci cea de-a treia seară de denie și de cântări, întâlnim o altă evanghelie minunată în care Mântuitorul încearcă o altă măsură, o măsură mai înaltă, măsura bunătății dumnezeiești. Și face un lucru distins și unul explicit. Intră în casa lui Simon, care se crede că era Simon leprosul, nu se știe, oricum de data aceasta el era fariseu, deci era un grad anume, și stă la masă. Apare o femeie păcătoasă și să vedeți minunăție. Avea un alabastru plin cu mir de nard. Un mir foarte bun. Și costa ca la 300 de dinari. Îl toarnă pe picioarele Mântuitorului, plânge acolo cu lacrimi, șterge cu părul capului și apar două elemente noi. Deci gândirea omenească față de cea dumnezească. Simon. Dacă ar ști ăsta ce femeie păcătoasă s-a atinge de el, nu n-ar mai lăsa-o. Dar Mântuitorul îi aplică o terapie scurtă și ușoară. Simon, i-am intrat în casa ta și apă pe picioare, nu mi-ai dat. Simon, ea cu lacrimi m-a spălat. Simone, am intrat în casa ta și cu unde lemn nu mai uns. Ia cu mir a turnat spre îngroparea mea. Deci vorbea Mântuitorul de îngropare în ideea de a stimula simțul uman din Iuda. Simone, mult a greșit, mult i s-a iertat. Mult a iubit, mult i s-a iertat. Mult a greșit, mult iubește. Și îți spun ție, Simone, că această faptă va rămâne ca o pomenire în veacul veacului la toate neamurile. Și la care Iuda de acolo foarte intrigat. Da, Doamne, dar numai bine vindeam mirul și dam săracilor? Numai bine vindeam mirul și miluiam? Că eu știu că tu ești omul milostenie, ești omul bunătăților, ești omul binecuvântării, ești omul care știi să faci bine, ești omul care te bucuri de cei necăjiți, nu ții la tine. În momentul în care a văzut că femeia păcătoasă a ieșit cu ceva în evidență, în Iuda a izvorât din nou răutate. A izvorât din nou în minte, încă o dată am pierdut șansa de o dregătorie. Încă o dată am pierdut șansa de a fi luat în seamă, pentru că în urma vânzării mai dobândea 30 de arginți. Ei, și cu banii care se mai puteau lua după mir, cine știe ce dregătorie sau ce funcție ar fi primit sau ar fi putut dobândi după vinderea lui Iisus. Ei,
Mântuitorul de data aceasta vorbește despre îngroparea lui la modul cel mai sensibil de a-l putea oarecum întoarce pe Iuda pe drumul cel bun, dar el rămâne tot legat de bani și de avere, deci de unde rezultă faptul că bogații cu anevoie se vor strecura în Împărăția lui Dumnezeu. Cu anevoie va putea omul păcătos să pătrundă în Împărăția lui Dumnezeu. Cu anevoie va putea omul păcătos să străbată cerul. Cu anevoie va putea omul păcătos să dea față cu Dumnezeu. Și lucrurile evoluează mai departe până în ziua cea de joi. Joi, pentru că vineri avea să fie Paște iudaic și trebuia mâncat mielul ca să-i prindă sabatul, pentru că aici aș vrea să fac o completare și să știm foarte bine despre ce este vorba. Ce înseamnă de fapt Paște, trecere? Ce era Paștele în Vechiul Testament? Era eliberarea poporului lui Israel din robia lui Faraon. Cum s-a făcut aceasta? S-a făcut în primul rând întâi prin încercările pe care le-a primit Faraon. Cele 10 plăgi ale lui Faraon, cu apa prefăcută în sânge, cu broaștele, cu moartea întâilor născuți, cu bruma, cu grindina, cu toate încercările pe care le-a trimis, Dumnezeu și inima lui Faraon să împetrea. Dar iată că la un moment dat Mântuitorul spune să arată în vis și să preînchipuiește taina jertfei mielului și să petrece următorul eveniment. Toată partea bărbătească, căpetenia casei, trebuia să cumpere un mel, să-l frigă, să-l facă fript, să mănânce. Tot, iar oșcioarele să le strângă toate, cu sângele să ungă ușorii ușii, deci când avea să fie grozăvia aceea mare cu uciderea celor întâi născuți. Pentru că de acolo avea să vină după aceea mai târziu eliberarea. Și în clipa când au trecut prin Marea Roșie, ei s-au izbăvit de Faraon, iar după tâlcuirea Sfinților Părinți Origen și marii scriitori care au tâlcuit Sfânta Scriptură, Ioan Gură de Aur, trecerea prin Marea Roșie este botezul iudaic de la păcat la virtute, pentru că ei au stat în robia lui Faraon, așa cum arată și canonul Andrei Criteanu. Au făcut case din chirpici, au călcat, li s-a adus paie și pământ și au avut de construit cetăți și de cioplit piatră și de făcut locuințe. Și ați văzut până unde a mers răutatea faraonului, adică răutatea păcatului, că până și virtutea bărbătească, demnitatea bărbătească au pervertit-o, că dăduse poruncă moașilor când se naște un băiat să-l ucidă, când se naște o femeie să o lasă. De ce? Ca mulțindu-se cu cei din neamul lui Faraon să se strice legea și să iasă niște căpcăuni de ăștia necredincioși, să iasă tot nații păgâne. Și Dumnezeu a îngăduit că atunci când mamă s-a născut pe Moise să-l pună în coșulețul de pe apă și să fie găsit chiar de fata faraonului și dat vezi, Doamne, la o doică și de fapt cine îl hrănea? Chiar mumă sa. Și Moise, dacă a fost ales să fie profet și cu Aron, ei au fost feriți de această urgie și Moise a fost eliberat, iar toată scandalizarea și toată urgia a început în momentul în care a fost, când a văzut Moise cum un egiptean bătea pe un israelit și a sărit și l-a omorât și apoi a plecat, a fugit în munte, s-a căsătorit la Ietru, la socrul său, s-a făcut păstor de oi, iar când a fost chemarea dumnezească a venit pentru salvarea poporului. La un moment dat, dacă mi-aduc bine aminte, Moise chiar era gânga, și a zis, Doamne, dar eu am cuvânt și așa, nu, Tu ai să fii cu împlinirea poruncilor și Aron o să fie cu cuvântul, pentru că toiagul lui Aron făcea minuni la cuvântul lui Moise. Deci împletise cele două lucrări, virtutea spirituală și harisma cu neputința trupească, ca să arate că la fel de gânga și de strâmb era la minte și poporul iudeu, adică îndărătnic. În momentul când începe Joia Mare, deci în ziua de joi, premergătoare următoarei denii pe care noi o sărbătorim, întâlnim, de fapt, cea mai minunată, sau dacă vreți, mai esențială faptă a Mântuitorului Iisus Hristos. Este pentru prima dată în întreaga istoria umanității, pentru prima dată în întreaga istoria religiilor lumii și a tuturor religiilor, în care conducătorul, dacă vreți, sau creatorul acelei religii, se dă pe sine rană ucenicilor săi. Nu vom întâlni aceasta nicăieri. Aici este marea dramă și aici, într-o zi, am răspuns într-o zi unui domn care m-a întrebat de ce considerăm noi că religia ortodoxă este cea mai bună. Dragul meu, pentru un singur lucru, că toate celelalte religii n-au înviere. Moarte au, dar înviere nu. Deci toți discipolii religiilor au murit. Și profetul Mahomet, și profetul Buddha, și Krishna, și Confuș, și așa mai departe. Dar niciunul n-a înviat. Pe când Hristos a înviat
Și s-a arătat în mijlocul ucenicilor și le-a spus pace vouă. Deci nu putea să învieze, adică cel fără de moarte. Și iată un lucru minunat. În clipa în care Mântuitorul binecuvintează pâinea și vinul și instituie cina de taină, se pare tot în casa lui Simon, în foișorul de taină, sau poate chiar la casa apostolului Ioan, nu este exact consemnat, și Iuda vine de față. Iuda avea misiunea de îndeplinit și nu putea. Tocmise deja de miercuri, arginții și vânzarea, dar trebuia să-l dea în mâinile cărturarilor și fariseilor. Și trebuia să parcurgă o etapă. Și iată că etapa se parcurge în momentul în care la cina de taină, pentru ultima dată Mântuitorul Iisus Hristos încearcă ultima sforțare, deci încearcă ultima încercare de a-l aduce pe Iuda pe drumul cel bun. Binecuvintează sângele și spune, bezi dintr-o acesta toți, este sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, în amintirea conștiinței, poate el trezește. Luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor, nimic. Iuda primește bucățica în gură, duce dialogul cu Hristos, Doamne, eu sunt, tu zici, se întoarce, în timp ce ceilalți cinează, iese în noapte, ia din garda, din cohorta romană, soldați cu săbii și cu ciomege, și pleacă să-l aștepte pe Mântuitorul în grădină, auzi, în grădină, unde trebuia să-l vândă și știa că el merge adesea să roade. Și Mântuitorul le spune ucenicilor o înșiruire întreagă de evenimente. Toți v-ați muiat la suflet, toți v-ați împuținat, toți mă veți părăsi pe mine, toți veți pleca. Atunci Petru spune, Doamne, eu merg cu tine până la moarte. Mai făcuse Petru două afirmații. Doamne, bine ar fi să facem trei colibe, una lui Moise, una ție, una lui Ilie. Doar l-ar feri de patimă, dar asta la modul abstract, să nu priceapă Mântuitorul că în inima lui tot slăbiciunea era. Nu putea să se strice nici cu neamul iudeu, nu putea, îl cunoștea toată lumea, trebuia să facă dovada seriozității, dar nu era în măsură, era mărunt cu sufletul, era fricos. Trebuia să găsească o dovadă în care se arate și Mântuitorului că este bun. Și în timp ce Mântuitorul le vorbea la suirea în Ierusalim, spre patima de la Tabor, la schimbare la față, Mântuitorul întreabă, Petre, cine zice lumea că sunt eu? Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel prea înalt. Și Mântuitorul îi spune, da, Petre, zice, Duhul ți-a descoperit aceasta și nu sângele, adică nu trupul. Și mai îndată iar își spune, Doamne, cruță-te pe tine cu mâna ca aceasta înapoi a mea, Satan. Adică, pe Satano, tu nu mai vorbi din Petru, stai în banca, dar... Pentru că aici Satana era și un mare pervers. Să știți că, în special Inocențiu de Odessa și cu Sfântul Ioan Gură de Aur și Simeon, nou teolog, au arătat lucrarea și subțirimea lucrării diavolului în lume. Deci diavolul nu s-a lăsat convins cu cine are de a face. Deși Hristos venise din Fecioară, deși cerul și pământul s-au bucurat, deși s-a zămislit de la Duhul Sfânt, deși a fost fugit din calea lui Irod, a crescut în templul din Ierusalim, a crescut la casa lui Iosif Teslarul, era ales, cum spune acolo, pruncul creștea și se întărea cu Duhul. Satana nu știa cu cine avea de face. De ce? Pentru că, în primul rând, în Mântuitorul Iisus Hristos erau cele două firi. Cea omenească desăvârșită, cu trup și suflet, o fire și o voie, și era și cealaltă fire și voie dumnezească. Deci erau unite și neamestecate două firi și două voi. Una omenească desăvârșită și una dumnezească desăvârșită. Și Satana nu știa și atunci Satana a încercat de mititel. Deci de mititel a încercat Satana, ca să vedeți câtă subtilitate și finețe, să-l atace pe Mântuitorul, să se convingă dacă cel născut din Fecioară este cel care trebuie să fie. Dacă cel născut din Fecioară este cel care trebuie să răstihnească, dacă cel născut din Fecioară e cel văzut de prorocii, dacă cel născut din Fecioară e cel care trebuie să
vindece și să fie Mesia cel mult așteptat. Alexule. Deși Mântuitorul Iisus Hristos, într-un moment al mesianității sale, se adresează femeii samarinence și spune: Eu sunt Mesia. Dacă ai fi știut ce ți-ar fi dat să bei, ai fi băut apa vieții. Dar iată-l în atâtea ipostaze, în care Mântuitorul Iisus Hristos nu pică în cursa satanei. Iată-l mititel născut proaspăt în peșteră. Ce spune Irod? Când o să dați de stea, când o să descoperiți pe prunc, să veniți și la mine să mă vestiți, trebuia să-l taie. S-a arătat îngerul noaptea la magi și le-a spus: voi luați-o pe altă cărare, că l-ai hulpoi viclean. Nu primejduiți viața pruncului. A intervenit Dumnezeu. A dat Irod de ciudă și de mânie poruncă să fie uciși toți prunce de la 2 ani în jos, să fie sigur că îl omoară pe Hristos. Ce a făcut îngerul? Tocmai ca să-l pună în îndoială pe satana. Iosife, nu te teme, a luat pe femeia ta la tine, ce e născut întrânsa de la Duhul Sfânt. Ia-o și fugi, că vin urmăritorii pruncului. Și s-a dus și a colindat și a stat în Egipt până au murit urmăritorii și au venit feciorii lui Irod cel Mare, trei nebuni la Filip, Agripa și Arhelau, Irod, Arhelau și un al treilea. Deci au împărțit moștenirea în trei. Și zice: de acum poți să te întorci, că au murit ucigașii pruncului, urmăritorii pruncului. Iată-l pe prunc crescut. Iată-l pe prunc desăvârșit. Iată-l pe prunc la botez. Ce făcea satana la botez? Nici prin cap să strec. Satana stătea în apă și aștepta să vadă ce spune cel fără de păcat. Și ce spune cel fără de păcat? Nu mă boteza că-s Fiul lui Dumnezeu? Nu. Cel ce stătea în apă a spus așa: Ioane, așa se cade să împlinești legea. Adică să mă botez. Era un acoperământ față de satana. Și o fereală față de ochiul diavolului care pândea lumea să o piardă. Dar în același timp, dacă te bagi în apă, n-auzi ce se vorbește pe uscat. Satana era și el prost și nu cunoștea glasă toatele din cer, care mărturisea chiar oamenii de pe malul Vitavarii, a spus, zice, cred că a fost tunet sau a fost glasul Iliriei, era glasul tatălui care spunea clar: acesta e fiul meu iubit, pentru care am nevoie pe el să-l ascultați. Și spune: acela peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Au văzut toți? Nu, a văzut Ioan, că era curat. Și de ce era curat Ioan? S-au binecuvântat unul pe altul în pântecele mamelor când s-a îmbrățișat Maria cu Elisabeta la munte și a săltat pruncul în pântece. Da, iar Maria a strigat cu glas mare și a zis: mărește sufletul meu pe Domnul. Luca 1:25, toată icoana Maicii Domnului din Noul Testament. În clipa în care a văzut satana că nu poate să câștige nicio umbră de teren și nu-l cunoaște, au început ispitirile. Și a venit în carantania și când l-a văzut pe Iisus stând acolo flămând: bă, tu ce stai flămând? Fă pietrele astea pâine, ca să-l dea în lăcomie. Putea să zică: fă-mi din piatră o pâine și mănânc-o. Nu, fă-mi pietrele acestea pâine. Mântuitorul a zis: bă, eu-s Fiul lui Dumnezeu, pot să fac 100 sau 1000 de pâini. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și l-a lăsat vorbind singur. L-a pus în ceață. A venit a doua ispitire. Deci tu, Fiul Dumnezeu, aruncă-te de pe templu. Îngeri te vor purta să nu se zdrobească de piatră piciorul tău. Mântuitorul n-a spus: da, pot să mă arunc, în primul rând eu pot să zbor și să plutesc. Nu. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. De fapt, ispitea lui satana. De fapt, nu știi că discuți cu Creatorul. Tu nu știi, de fapt, cu cine stai de vorbă. Sunt Fiul mai înainte de toți vecii. Sunt icoana Tatălui din veac. Tatăl este într-un mine și eu într-un Tatăl. Au, n-ai cunoscut atâta vreme că erai cu mine? Îl întreabă pe Filip. Vine a treia ispitire. Dacă te închin mie, îți dau toată averea lumii acesteia.
Și aici Mântuitorul devine foarte categoric, sau cum spune înaltul Anania de la Cluj, fundamentalist. Domnului Dumnezeu să te închini și numai lui unuia să-i slujești, înapoi a mea, Satanul. Deci l-a tratat ca un om, nu ca un Dumnezeu. Ca și cum i-ar fi spus tu, Satana, tu mie ar trebui să mi te închin, dar Satana nu pricepea cuvântul. Și aici iarăși Mântuitorul iese învingător. Iată-l în mulțime. Vine o femeie cu o mână, un bărbat cu mâna uscată. Vine o femeie gârbovă. Vine una cu scurgere de sânge. Iudeii ce spun? Dar nu știm noi pe fiul Teslarului din Nazaret și al Mariei? Satana asculta, stai că ăsta are mamă și tată, nu e ăla pe care îl caut eu. Și îi spune Mântuitorului, sunt 6 zile în săptămână, tu tocmai azi, sâmbătă, ți-ai găsit să faci bine? Și Mântuitorul dă de fiecare dată răspunsuri dumnezeiești simple, din care Satana nu pricepe nimic. Și îi spune atât, le spune atât la farisei. Oare nu dezleagă omul asinul să-l ducă la apă? Cu cât mai mult sufletul acestei femei care stătea de 18 ani în gârbovire nu merită dezlega. Ce este bine a face sâmbăta, binele sau rău? Și a prins în cuvânt și au amuțit. În momentul în care n-a mers punctul nici până aici și a venit momentul propriu-zis, acum cum suntem noi în Joia Mare a Răstignirii, și aici Satana n-a rămas mai prejos, Satana a fost mai pregătit și a fost mai individ și mai dubios și mai deștept ca în grădina raiului. Și a trecut la cea mai elementară formă de ispitire, l-a îndrăcit pe Ana și Caiafa, prima dată. Dar în ce mod l-a îndrăcit? L-a îndrăcit la modul la care i-a spus așa, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Tu zici asta. Ai spus că poți strica templul și în 3 zile să-l zidești? Mântuitorul tăcea. Aici n-avea voie să vorbească, era Dumnezeu. Nu știa că vorbește de templu sufletului. Nu știa că vorbește de restaurarea omului prin înviere. Nu știa că vorbește de restaurarea omului prin păcat, prin moartea din dragoste, nu prin moartea tei adusă de Satana prin neascultare. Și iată că în clipa în care Mântuitorul se urcă în grădină să se roage, apare și Iuda în miezul nopții, înconjurat cu ciomăgarii și cu săbile din cohorta romană, și îl sărută. Ce face, învățătorule? Și Mântuitorul îi spune așa, oarecum glumind, ce vreme bună ți-ai ales, adică la miezul nopții. Și Scriptura și Sfinții Părinți arată, s-a ales miezul nopții ca să nu iasă răscoală în popor. Știau de învierea lui Lazar, de vindecarea orbului, de dezlegarea mâinii uscate, de dezlegarea gârbovirii, de scurgerea de sânge, toate minunile, de hrana din pustie, de fica lui Iair, de minunea din Capernaum, de sluga sutașului și așa mai departe. Și atunci l-au luat și Mântuitorul întreabă, dar ce ați mică la un tâlhar? Da, n-am stat toată ziua cu voi, n-am fost în toată vremea în sinagogă, n-am fost în templu cu voi, ce ați venit ca la un tâlhar cu ciomege și cu săbii? Și în clipa aceea l-au prins și a trecut Satana la o invenție mai subtilă. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, în dorința de a salva, pentru că asta era dragostea pentru care s-a jertfit, aceasta e adevărata viață veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine singur și adevărat Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis în lume să mântuiască neam omenesc. Și iarăși spune în Sfânta Scriptură acolo, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul său fiu l-a dat la moarte pe cruce. Și avem pilda lui Avram cu Isaac în muntele Moria, simbolul jertfei, avem moartea lui Abel, avem pe Iosif cel frumos în Egipt, deci când îl vând frații săi, deci exact, toată tematica înviere, deci toată tematica Scripturii. Iată că primul Malch, sutașul, un ostaș al arhiereului, zboară o palmă Mântuitorului Iisus Hristos și întreabă, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, spune cine te-a lovit. Unde s-a băgat dracul de subțire, să vadă ce spune Mântuitorul. Dar Mântuitorul i-a răspuns printr-un gest inuman, pur dumnezeesc. A luat frumos, Petru a scos un cuțit, o sabie din teacă,
A lovit crunt în sluga arhiereului și i-a zburat urechea. Mântuitorul a făcut același gest uman și prietenos pe care l-a făcut cu orbul din Erihon. A scuipat, a uns frumos și i-a pus-o la loc. Ții de ajuns să cunoști cu cine stai de vorbă. Mai departe tu gândești. Dar ce simbolizează această tăiere a urechii? Se răscumpăra greșeala lui Adam, care ajunsese la fel de netrebnic ca și acea slugă de arhiereu care contesta pe Hristos sau îl lua în glumă, îl hulea. Așa l-a durut și pe Mântuitorul, deci pomul vieții care stătea la doi pași de Adam, și Adam discuta cu dracu și mânca din pomul binelui și răului și asculta cu urechea sfatul diavolului. Iată măsura pentru care se îngăduie, de aceea v-am spus că se numește Săptămâna Mare, sau grozăvenii și o sumedenie de lucruri minunate care toate s-au petrecut în această săptămână. Lipindu-i urechea la loc, arată că Mântuitorul a iertat căderea prin ascultarea cu urechea a cuvântului greșit al lui Dumnezeu. Deci n-a ascultat porunca care trebuia și a ascultat porunca care nu trebuia. Ce a însemnat spălarea picioarelor în miercurea seara, atunci când femeia păcătoasă s-a atins de Mântuitorul și le-a șters cu lacrimi? A însemnat lacrimile Evei și părerea de rău a protopărinților noștri, care în momentul când au auzit de glasul Mântuitorului, de glasul lui Dumnezeu în rai, că cine era Tatăl și Cuvântul, cu Cuvântul Domnului Cer, s-au trăit și cu Duhul Gurii lui puterea lor, au fugit și s-au ascuns, n-au venit să plângă cu lacrimi și să șteargă cu picioare pentru greșeala săvârșită. Că puteau să spună, iartă-mă și iertă. De ce atât? Și de ce a fost nevoie să le ungă cu mir? A fost nevoie să ungă picioarele cu mir, pentru că Adam cel din tâi a fost făcut cu suflet viu, dar a murit prin neascultare și trebuia și el prohodit ca un mort și rămăsese neprohodit de nimeni, că neamurile lui toate s-au dus în iad. După aia tot neamul omenesc a căzut. Și acum venea Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață să revendice această neascultare printr-o ascultare desăvârșită și să permită cui? Unei femei păcătoase, adică lumea păcătoasă e cea care a suferit pentru răscumpărarea lui Adam. Și în clipa în care a suferit pentru răscumpărarea lui Adam și pentru greșeala săvârșită de Adam, acea stare păcătoasă a lumii, acea urgie a păstrat în ea ce? Taina iubirii. De ce? Că poporul iudeu, deși a fost îndărătnic, n-a făcut altceva decât a purtat germenul lui Iisus Hristos în neamul său. 12 seminții până la David, de la David până la intrarea în Babilon, de la strămurarea în Babilon până la Hristos. Avem cartea neamurilor lui Iisus Hristos exact în săptămâna Crăciunului. Cum spuneam, în momentul în care Mântuitorul simte căderea umanității, face toate eforturile posibile de a face semne și minuni pe măsura în care el ar putea câștiga și sufletul lui Iuda. Dacă ați văzut icoana Învierii, se vede acolo în fundul iadului, în pictură, un om legat cu mâinile la spate și cu picioarele încătușat, iadul stricat și rupt și distrus cu pecețile așa, lanț, lacăte, ei, acela este Iuda, care rămâne în fundul iadului, deși cunoaște Evanghelia și este martorul lui Dumnezeu la toate minunile. Ei, această mărturie pentru Hristos rămâne grozăvenia care l-a deranjat, dacă vreți, ca Dumnezeu, pentru că toată creația fiind făcută perfectibilă, așa cum au fost făcuți și îngerii, s-a găsit și aici un înger întunecat care să fugă de mântuire. Deci să fugă de adevărul revelat. Ei, și noi ne-am întors exact unde am rămas. În momentul în care femeia păcătoasă a spălat picioarele lui Hristos, ea de fapt l-a pregătit de înmormântare pe Adam cel nou, dar cu Duh dătător de viață, nu cu suflet viu. Pentru că de data asta Adam cel cu suflet viu cade mort prin neascultare. Dar Hristos cu Duh dătător de viață moare într-o ascultare și iubire și devine desăvârșit, devine Dumnezeu nu numai după ființă, ci devine, deci mai mult decât atâta,
cu fire omenească îndumnezeită. Deci aici se unesc cele două esențe. Deci firea umană, care este din mamă sub vrem, și firea dumnezeiască, care este din tată mai înainte de toți vecii. Deci Hristos, cât a stat pe pământ, a avut trup omenit îndumnezeit, pentru că era prin ascultare, prin necălcare de poruncă, iar odată cu moartea și cu învierea, trupul lui rămâne desăvârșit în Dumnezeu, dar cum întreime, cu toate umplându-le, cel aceeași cu Tatăl pe scaun necuprins, adică în mormânt cu trupul, deci cu trupul uman, cu sufletul uman în iad, cu sufletul uman, dar suflet de om Dumnezeu, adică curat fără niciun păcat, că aici s-a fentat iadul sau a greșit iadul când a primit trupul lui Hristos, că a primit lumina. Când a primit sufletul lui Hristos aici, iadul, când s-a făcut lumină, iad s-au spăriat toți. Și așa spune, zice, și cei din iad alergau cu pași repezi spre lumina cea neapropiată. În momentul când are loc zdrobirea iadului, Mântuitorul Iisus Hristos se duce cu o țintă precisă. Își caută pe străbunicii sau pe protopărinții săi, pe Adam și pe Eva. Pe Eva o găsește cu lacrimi de bucurie și lacrimile Evei în bucurie le-a întors și îl găsește pe Adam cel căzut cu tot neamul. Ați văzut, nu vorbește de speța femeii. Pe Eva o lasă cu lacrimi și o ia cu lacrimi. De unde a început Eva să aibă lacrimi? Imediat de la ieșirea din rai, când a fost dat afară, i-a spus, bărbatul să te stăpânească, durerea să-ți o naști cu fiii, să te mântuiești, să fii supusă bărbatului tău, iar pământul să-ți dea spin și pălămidă și cu sudoare și trudă să muncești. Dar voi pune între tine și diavol vrăjmășie și tu îi vei zdrobi capul, iar el îți va păzi călcâiul, te va avea în evidență, adică tot timpul va fi cu ochii pe tine. În momentul în care femeia păcătoasă se atinge de Mântuitorul, aici are din nou loc un alt concept dumnezeiesc. Așa cum lumea păcătoasă s-a vindecat de Mântuitorul, ați văzut toate minunile din Noul Testament, în activitatea mesianică, așa și sufletul acestei femei păcătoase s-a vindecat prin binecuvântarea lui. Dar în ce mod? De fapt a lăudat-o pe această femeie să-i stimuleze lui Iuda măsura greșelii la care avea să ajungă, să știe care e iertare. Deci tot cu acest scop a făcut-o. Și spune mai departe în Sfânta Evanghelie că în momentul în care Mântuitorul a fost prins, că de noi suntem deja joi noaptea, Petru stătea pe aproape. Ceilalți apostoli s-au speriat, au fugit și s-au ascuns. Dar în momentul în care o slujnică a venit la Petru și a zis, după îmbrăcăminte și tu ești galilean. Nu-l cunosc pe omul acesta. Acest nu-l cunosc pe omul acesta era echivalentul, deci acest nu-l cunosc era echivalentul cuvintelor lui Adam spuse către Dumnezeu. Nu eu, femeia m-a îndemnat. Deci iată, prima cădere a umanității reprezentată... Și dacă Adam a fi spus, iartă-mă, Doamne. Îl ierta? L-a fi iertat. Și nici n-ar... Deci aici Părintele Stăniloae tâlcuiește foarte frumos. Învierea, întruparea, oricum ar fi avut loc, indiferent de căderea omului sau nu, pentru că Dumnezeu trebuia să îndumnezească creația odată pentru totdeauna să fie ferită de aripa diavolului. Dar nu se știe când și cum. Aceasta rămâne la nivel de teologumenă. Deci nu putem vorbi abstract despre Dumnezeu. Despre Dumnezeu se vorbește numai afirmativ pozitiv sau afirmativ negativ în lumina energiilor necreative. Deci apofatismul mai presus de gândirea umană. Deci nu poate să spună că Dumnezeu e lumină, e mai presus de lumină și izvorul gânditor și toată puterea gânditoare și așa mai departe. Deci nu poate o minte de om să cuprindă întreaga Dumnezeire nemărginită. În momentul în care slujnica s-a apropiat din nou și spune, dar după glas tu ești galilean, nu-l cunosc pe omul acesta. Iată câtă finețe. A doua cădere, căderea legii vechi, a umanității, cu tăierea împrejur, cu judecătorii, cu decalogul, cu Avram, cu toate, toate cad. De ce? Omul e ticălos, e supus păcatului.
Dar a treia oară îndrăznește Petru și în momentul când vine slujnica la el și spune: tu erai cu el în grădină, blestemat să fiu dacă eu îl cunosc pe omul acesta. Era mărturisirea întrupării cuvântului și nerecunoașterea lui de către lume. Era exact greșeala pe care a trebuit să o facă umanitatea când a spus sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Deci, de fapt, Petru, nedându-și seama ce făcea, el prorocea cât de ticăloasă era umanitatea și cât de amarnică avea să fie căderea și cât de groaznică era pătimirea care urma să vină peste două zile, neștiind de fapt ce stă dincolo de frumusețea pătimirii. Frumusețea masacru, pătimirii îmbrăcate, așa spune Oliver Clement, zice, trupul morții și al slavei, dincolo de trupul plin de bube, tumefieri, bătăi, sânge, răni, scuipări și spini, stă de fapt trupul slavei lui Hristos, care înseamnă viața umanității. Și dacă noi cinstim liturghia și o celebrăm ca pe o sărbătoare, ea nu este de fapt altceva decât o înmiită și însutită și înveșnicită și înnemuită liturghia răstignirii lui Iisus Hristos de fiecare dată. De fapt, El suferă aceleași patimi pe care le-a suferit în prima zi a răstignirii. Dar noi o celebrăm prin bucurie. De ce? Pentru că moartea Lui e din dragoste și din dragoste pentru noi o face. Și mai este o răstignire, o a doua răstignire, deci care îl doare și care îl deranjează și se numește păcat, atunci când păcătuim și îi batem cuiele, cum se spune. În momentul în care Petru termină de spus acest blestem, s-aude și cocoșul cântând în noapte. Și atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul Mântuitorului care a spus: Petre, mai înainte de a cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. S-a căit și a plâns cu amar. Petru dispare din scena politică a răstignirii și din scena masacrului biblic. Deci nu se mai știe despre el, s-a ascuns. Dar rămâne celălalt personaj, Iuda. În momentul în care Iuda îl vede pe Mântuitorul cu hlamidă, îl vede pe Mântuitorul cu spini, îl vede adăpat cu fiere și cu oțet. Și aici mi-a plăcut extraordinar cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce înseamnă fierea și oțetul? Fierea și oțetul este amărăciunea pe care a simțit-o Adam în momentul căderii. Când și-a dat seama că în loc să ajungă Dumnezeu, a ajuns om cu suflet muritor, adică cu trup muritor, cu simțuri animalice, deci cu pofte, și că a trebuit să se ascundă de la fața lui Dumnezeu. Și aici frumos, de fiecare dată îmi place întotdeauna această cântare, să nu întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc, ia aminte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el. În momentul în care Iuda rămâne în scenă și vede toate aceste groznicii, îl apucă spaima și umilința. Îl apucă scârba și supărarea. Îl apucă întristarea, dar nu lasă îngerul spre o pocăință. Nu lasă îngerul spre o îndreptare. Stă undeva departe și privește întreg tabloul. El stă aproape, veghează. Dar veghează ca un fiu al satanii, nu ca un fiu al lui Dumnezeu. Și o să vedeți de ce. În momentul în care este dat spre răstignire, apar întâi două etape politice. Judecata în fața iudeilor, în care arhiereul foarte crunt și categoric trebuia să scape de Hristos, că îl enervase peste măsură învierea lui Lazar și a rupt haina și a spus clar: ăsta hulește, ăsta a spus că e fiul lui Dumnezeu, că sfarmă templu, să fie răstignit. Înțelepții sfatului și a sinedriului a spus așa: nu-i bine să-l ucidem noi, îi Paștele, de ce să ne murdărim pe mâini? Ar trebui să... Deci pentru toată răzvrătirea care a făcut-o Iisus, pentru toată răzmerița care a creat-o în jurul nostru aici în Ierusalim și ne-am pus prost și cu Cezarul, n-ar fi bine să-l împingem noi și să-l trimitem la Pilat? L-au luat pe Hristos cel răstignit și l-au dus la curtea lui Pilat. Între timp, acolo au avut loc evenimente ciudate.
soția lui Pilat a avut niște vise în care i s-a arătat Mântuitorul. Și a venit la el, așa cum face întotdeauna o soție când ea conduce casa și stăpânește autoritatea și știe ce are de făcut, și asta așa. Tu să nu faci vreun rău omule acestuia. Eu am avut niște întâmplări și niște arătări ciudate și eu cred că nu-i vinovat, tu să ai grijă. Pilat a intrat la gânduri, dar s-a gândit că întâi ar fi bine, plecând de la prezumția de nevinovăție, să judece cazul. Să judece cazul că era momentul să se pună și Pilat bine cu Cezarul, pentru că fusese urechit la vremea lui. Ce fac iudeii aia acolo? Ce războaie aveți? Ce sărbători prin Ierusalimul ăla? Ce măgar? Ce împărat? Ce haine? Ce stâlpări? Ce finiști? Ce osana? Și Cezarul era acum pe bune cu Pilat. Pilat era pus în postura să repare toată răzvrătirea, dar la sfatul femeii a încercat să discute întâi direct cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și adresându-se, i-a spus: Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Tu zici asta. Știi că am putere să te răstignesc sau să te eliberez? Știu. Ai pentru că ți s-a dat. Adică ești stăpânitor din îngăduința tatălui meu. Și de ce spun lucrul acesta? În momentul în care Petru și iese din fire în grădină, deci în momentul în care și iese din fire în grădină, Mântuitorul se adresează către el cu o vorbă foarte dură. Bagă-ți sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Eu pot să fac un semn, deci ca să vedeți lucrarea cu tatăl. Eu pot să fac un semn și mii de legiuni îngerești să piardă totul într-o clipă. Dar lasă să împlinească Scriptura. Deci vedeți? Unii tâlcuitori, mai puțin sau mai mult aerisiți sau mai mult cunoscători, dacă ați văzut, este și acea icoană care îi apare celebră, dar nici vorbă de celebritate, este mai mult o icoană de rit catolic, ca să spun așa. Mântuitorul în grădina Ghețimanii la rugăciune, cu un pahar, cum se adresează tatălui: Tată, treacă de la mine paharul acesta. Sub ideea că Hristos se temea de moarte, sub ideea că Hristos nu știa cum va gusta moartea, că se spăimânta de boldul morții, niciodată, n-avea nicio treabă. Era paharul pe care îl cerea Hristos, era paharul sângelui lui Hristos, care trebuia să reînvieze întreaga umanitate și un fiu al diavolului avea să stea în fundul iadului. Era plânsul pentru Iuda, rugăciunea pentru Iuda, cu lacrimi de sânge. Doar tatăl poate în lucrarea lui ființială de veacuri să găsească o cale pentru Iuda. Și calea era pocăința, trebuia să spună și el: iartă-mă. Atât. Dar cum Iuda n-a avut această minte, o să vedeți imediat când ajungem, a făcut taman contrarul, ca cine? Ca Adam în rai. Și unde se petrece întâmplarea? Tot în grădină. În grădina raiului stă Adam și vinde pe Dumnezeul lui diavolul. De aceea spunem noi la împărtășit: nu voi da sărutare ca Iuda, nici tâlharilor sau vrăjmașilor tăi voi spune taina ta, ci ca tâlharul mărturisind mă stric ție, pomenești-mă, Doamne, când venim într-o împărăția ta și ne împărtășim. Ei, în grădina raiului Adam pierdea pe Dumnezeu și avea să-l primească după veșnicie 5.000 de ani, iar acum în grădina raiului Hristos pierdea pe Dumnezeu și se ducea cu diavolul. De ce? Avea mai târziu să se spânze. Ajungem la momentul potrivit și o să vedem exact. Deci iată finețea lucrului care s-a petrecut. Pentru ce stătea Hristos și se ruga în grădină? Tată, să nu fie spurcată această grădină Ghețimanii, udată cu sudoarea lacrimilor mele de sânge, cu sângele acestui nevinovat nepriceput, cu sângele acestui fiu care el vrea să fie al pierzării și pe el să-l mântuim. Dar n-avea cum să-l mântuiască, că nu putea trece peste liberul lui arbitru. Era hotărârea și legea lui Iuda. Iuda, în timp ce Mântuitorul era prins și chinuit și răstignit și să
căznea pentru păcatele lumii, luând asupra sa întreaga greutatea lumii, Iuda se ducea încă cu arhiereii și ostașii și se sfătuia cât de repede trebuie ucis. Să știți că sorții omorârii lui Hristos tot de la Iuda au depins. Deci Iuda se ducea și dădea informația. Plâng femeile, stau pe la colțuri ucenicii, poporul se răzvrătește, se adună mai mult, trebuie să-l răstigniți, trebuie să faceți ceva cu el. Găsiți o cale, nu întârziați prea mult, s-ar putea să vă scape. Știți că au fost cazuri în Sfânta Scriptură când au vrut să-l prindă pe Mântuitorul, iar el trecând printre ei s-a dus la buza muntelui, zicea și se ruga. E o taină, nu putea să împlinească nimic înainte de lege. Dar în clipa în care a venit momentul categoric, și acum era în fața lui Pilat, după ce l-a întrebat Pilat tot ce a găsit de cuvință, Mântuitorul i-a dat lui Pilat un răspuns, el a făcut Pilat din Pilat. În primul rând, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Și aici Pilat s-a lămurit că ceva nu bate cu bârfa și cu minciuna iudeilor, cu incriminarea. Și a procedat la un tertip. Ce a spus? Am să le moi inima la ăștia, pentru că ei totuși după decalogul lor au niște legi la care țin. Și am să încerc să fac o legătură prin care să pot să câștig sufletul acestui om. Și ce a făcut? A spus așa. Am o rânduială a sărbătorilor noastre. În fiecare an de Paște să poate elibera un păcătos. Aici la noi în în Ierusalim este aceasta posibilitate, să le eliberăm pe Hristos sau pe cel mai renumit tâlhar, pe Baraba. Acesta ucisese, furase, incriminase, copii, făcuse fără de lege, furase bani, toate fără de lege. Și a zis că în felul acesta îi va stimula, știind cât este de păcătos, să nu îl cruțe. Dar poporul iudeu, foarte precis și bine infiltrat și bine montat, a spus scurt și la obiect. Pe Baraba le liberez, iar pe Hristos îl răstignești. Și tot poporul striga în gura mare. Răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Pilat, când a văzut că nici această lucrare nu ține, a trecut la o a doua lucrare, mult mai dibace, și a încercat să-i sensibilizeze într-un alt fel. Și a spus așa. Eu nu găsesc omul acestuia nicio vină. Și poporul a strigat din nou. Răstignește-l, 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 sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. Nici așa nu i-a stimulat. Atunci a spus. Iată omul. Neștiind că vorbea de omul care avea să mântuiască întreaga umanitate. Era modelul absolut de om care știe să iubească pe Dumnezeu. Era începutul legii celei noi. Că așa a spus Mântuitorul, acesta este sângele meu al legii celei noi. În momentul când a spus aceasta, după datina romană, a adus un vas cu apă și s-a spălat simbolic pe mâini că nu este vinovat de această mărșăvie. Deși Pilat, cum spun Sfinții Părinți și cum arată învățătura, a procedat cu lașitate. S-a spălat pe mâini, într-adevăr, că știa că Hristos nu-i vinovat, dar în același timp l-a lăsat la o sândă să nu se strice cu cezarul, care deja i-a trăsese atenția că acele răscoale între iudei și acele povești nu prea sunt bune. Și atunci a spus, luați-l și răstihniți-l voi, adică după legea voastră. L-a împins înapoi din nou iudeilor. Atât au așteptat să aibă legea judecării cezarului, pentru că ei nu l-au mai judecat după legea lor, deci ei nu l-au mai răstignit după legea lor, cumva și ei au ajuns curați să nu se facă vinovați, ci au împins-o dacă cezarul, dacă Pilat a hotărât asta, că așa spune și în crez, și s-a răstignit în zile lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Ei,
Și atunci, în momentul în care l-au dus la locul numit al căpățânii, aici povestea cu căpățâna este din două afirmații. Una este a lui Chedrinos și una este tâlcuirea Sfinților Părinți, să spune că înainte de potop, fiii lui Noe au scos din mormântul lui Adam o semintele și le-au împărțit. Popoarele patriarhale, deci popoarele lui Sem, au luat capul, celelalte au luat trupul, celelalte picioarele. Și se spune că această căpățână, după potop, a fost îngropată undeva în zona Ierusalimului. Era un cap foarte mare, spune părintele Cleopa, că scrie în cronograf, că încăpea în locul unde se află creierul un soldat cu toată armura de război. Și spune că îngerii obișnuiau să scoată acea căpățână din pământ și ea pe unde s-a arătat lumea se spărea, o lua groaza. Și atunci, în vremea unui oarecare stăpânitor, în vremea împăratului Solomon, că el stăpânea la vremea aceea, ar fi dat o poruncă de genul să fie peste ea făcut un munte mare din pietre ca să nu mai umble. Între timp, pietrele s-au tocit, s-au depus, s-au crescut și s-a format acest munte al căpățânii. De aceea i-a și rămas denumirea. L-au scos la muntele căpățânii, acolo, l-au pus să-și ducă crucea în spate. Nu mai comentăm etapele căderii crucii, îngenunchierea. Aici apar două lucruri interesante. Veronica cu mahrama, deci începutul iconografiei creștine, după omul, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când Veronica îi șterge fața și rămâne imprimată, apare între timp mahrama lui Afgar, regele Edesei, care era bolnav, auzise de Hristos și mergând spre drumul crucii, Mântuitorul și-a șters fața și i-a dat, du-te și spune să facă sănătos. Și apare în final ajungerea la o porțiune a drumului unde Simon Cirineanu venea de la câmp cu boii sau mă rog ce făcea el, îl ajută pe Mântuitorul să-și ducă crucea, adică simbolul, dacă vreți, a curăției și a demnității din Vechiul Testament rămasă la rang de simplitate prin proroci și profeții care au condus întreaga etapă de lucrare a mântuirii în Vechiul Testament. Ajuns la muntele căpățânii, este bătut în cuie și răstihnit. În ceasul al treilea. Deci în ceasul al treilea este prins, este răstihnit în ceasul al șaselea, se face întuneric până la ceasul al nouălea pe tot pământul. Dar aici, imediat ajungem și vorbim de fenomene, apare din nou ce? Personajul Iuda. Personajul Iuda vede greșeala săvârșită. Și primul lucru pe care îl face în momentul când își vine în fire, înspăimântat de privirea Mântuitorului, care fiind ridicat sus, de acum vedea mulțimile, el avea impresia că este el fixat și urmărit, se duce la templu și spune doar atât. Cred că am vândut sânge nevinovat. Și ce credeți că spun arhiereii legii celei vechi? Și cine pasă nouă? E treaba ta. Te-am plătit? Ți-ai făcut meserie. Înseamnă că n-ai gândit bine când ai ales. Te privește direct și personal. Adică, propriu zis, noi nu avem nicio vină. E treaba dumitale. În clipa aceea, Iuda aruncă bani în templu. Cu banii aceia s-a cumpărat țarina olarului, spune Scriptura, dar el se duce și se spânzură. Iar odată cu spânzurarea, intră totdeauna definitiv și irevocabil în fundul iadului și aceasta este soarta tuturor sinucișilor, deci nu cu povești de 7 ani, cu parasase după nu știu câți ani și alte povești. Deci s-au sinuciși, rămân și în fundul iadului, stau cât va îngădui Dumnezeu sau cum va crede el de cuvință după motivația morții sau a hotărârii luate atunci în clipa, că noi nu știm gândul și rărunchii deci și stai. Nu există iertare pentru acest lucru. Mai greu, Oleacă. În momentul în care se întâmplă acest fenomen, la cruce mai au loc încă două evenimente. Din nou mari. 1. Mântuitorul strigă la un moment dat că este sete. Și atunci se pune oțet și fiere și îi se dă să bea. Care este simbolul fierii și a oțetului? Este gustul pe care l-a simțit Dumnezeu, Tatăl,
în clipa în care Adam și Eva au călcat pomul poruncii din rai și și-au băgat mâna unde nu trebuie la fructul binelui și răului. Deci, acea amărăciune a simțit-o Dumnezeu, iar de data aceasta, prin acea amărăciune pe care a simțit-o Hristos, a răscumpărat amărăciunea și nevinovăția lui Adam, care la fel a simțit o travă și veninul greșelii pe care a săvârșit-o și s-a amărât până la adâncul sufletului lui. Deci a fost deopotrivă și Hristos a vrut să răscumpere și acest lucru. Acum urmează alte trei evenimente importante, întâi omenești și pe urmă dumnezeiești. La un moment dat, fiindcă se făcuse seara târziu și de acum era vineri, pentru că ne-am trecut deja vineri, în ziua răstignirii, a doua zi era Paștele și trebuia să se mănânce. După legea iudaică n-avea voie să întârzie după Sfințitul Soarelui, că rămânea necurat cel ce se atingea de trup. Și atunci au hotărât trei lucruri. Unu, la tâlhar să le zdrobească fluierile la picioare, să vadă dacă au murit, să fie sigur că nu mai scapă. Și bineînțeles că erau morți de mult, spune. Iar în momentul când a venit la Mântuitorul ca să împlinească în Scriptură, niciun os nu s-a atins din oasele mele, au zis, zice, pe acesta nu mai trebuie să-l zdrobim, că este mort. Dar spre convingere, au mai făcut încă un gest inuman, dar necesar la vremea de atunci a cohortei romane. Unul din ostași cu sulița în coastă a împuns. De ce a împuns în coastă cu sulița? Ca să simtă Dumnezeu durerea, deci ca să simtă Dumnezeu durerea pe care a simțit-o Adam în momentul căderii femeii. Pentru că ea ieșise din coasta lui Adam. Iar coasta aceea devenea, dacă știți, este un banc popular al lui Creandă, el dacă a fost diacon și a făcut seminarul, o parte din poveștile lui sunt cu tâlc și cu iz bisericesc. Când prinde chirică pe femeie și scoate coasta de drac. Ei, aici era vorba de acea coastă de drac de femeia care greșise porunca din rai, iar prin însulițarea în coastă s-a băgat sau s-a vărsat Duhul Sfânt și a curățit locul acela la Adam, cel de pe urmă, cu Duh dădător de viață. Pentru că el a fost născut din mamă, dar nu din coasta mamei, ci din sămânța mamei. Sămânța care avea să zdrobească capul șarpelui. Iar Adam a născut-o pe Eva din coasta lui, dar fără de sămânță, ci din voia lui Dumnezeu să nu fie singur pe pământ. În clipa în care coasta este străpunsă, de acolo izvorăsc două izvoare nemuritoare ale umanității și ale creștinismului. Sângele, care de data aceasta curgea, dar din coasta lui Hristos și rămâne veșnica împărtășanie peste veacuri și veșnica jertfa mucenicilor, veșnica jertfa nevoitorilor, veșnica jertfa creștinilor. Iar tot din aceeași coastă, din coagulare, sângele, limfa se desparte din trombocite, a curs apă. E simbolul botezului din veac și de fapt ce? Simbolul Evangheliei fără de măsură și a cuvintelor fără de măsură pe care le lasă Evanghelia lui Hristos la dispoziția umanității pentru mântuire. Pentru că ne putem boteza prin apă și prin Duh ca să fim altoiți în Hristos, ne putem boteza prin cuvânt când rostește preotul la botez, dar ne putem boteza și prin ascultarea Evangheliei, prin botezul lacrimilor și prin spălare și prin pocăință ori de câte ori greșim sau ori de câte ori este nevoie. În momentul când a avut loc acest lucru, deja elementele primordiale se petrecuseră. Catapeteasma s-a rupt în două să se vadă că Vechiul Testament s-a despărțit de cel nou și a început legea cea nouă. Cerul s-a întunecat ca să se vadă că așa cum la înviere, peste câteva zile, toate se vor umplea de lumină, acum toate s-au întunecat de tristețea morții Mântuitorului, dar de ce taina fiind din veac ascunsă și de îngeri neștiută, cerul nu știa că cel care stă răstihnit pe cruce este de fapt viața spânzurată pe lemn. De ce? Ca să curețe lemnul din rai prin care a greșit Adam. În momentul în care, repet, luna se înroșește ca sângele, este simbolul durerii și a suferinței. Și nici n-avea ce căuta luna la vremea aceea,
ca să arate ziua mare pe cer, că ea trebuia să apară noaptea la 12, când e lună plină. Dar își schimbase și ea traseul să fie de față. De ce? Erau cei doi mari luminători ai Pământului pe care îi crease spre vrem, spre zile și spre ani. Anii și vremile sunt în mâna Domnului și El le-a rânduit pe ele și nu este vouă a ști. Iar în momentul în care pietrele s-au despicat, s-a văzut odată că binele de rău se alege și deci cei drepți vor sta de-a dreapta și cei drepți vor sta de-a dreapta spre odihnă veșnică, iar cei răi vor sta de-a stânga, dar învățătura rămâne ca o piatră care se crapă, dar nimic, cum spune Mântuitorul, cerul și cu pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și în momentul respectiv, vine Iosif și cu Nicodim, Iosif din Arimatea, deci nu mai este vorba de Iosif cel prea frumos, nu, nici de el. Era mort de mult. Vine Iosif din Arimatea și cu Nicodim, doi oameni care așteptau în taină venirea lui Mesia, cer de la Pilat trupul lui Hristos, dacă au dat sau nu bani, sunt împărțite părerile, dar cert este că Pilat, înștiințându-se că a murit, a spus, luați-l și îngropați-l, adică e bine că s-a terminat tevatura. În fond și la urma urmei nu mă interesează, e o problemă a voastră. L-au îmbrăcat și aici spune foarte frumos, în pânză de in și-au pus aloie și mir. Aloia și mirul în contact cu pânza și cu trupul care era încă plin de tumefieri a făcut ca o coajă, deci a făcut ca un... ca o izolație, ca să spunem așa, ca o carcasă. L-au pus în mormânt nou, au prăvălit piatra pe mormânt și în felul acesta, cel fără de moarte, cel mai înainte de toți vecii, stătea în mormânt. De acum începea viața de dincolo de mormânt. Deci le luăm pe rând. A venit din cer și a sfințit cer. Pentru că era fiul tatălui care cobora și se întrupa în fecioară. S-a lăsat în pântecele femeii, i-a sfințit sămânța, deci cum a promis exact la izgonirea din rai. S-a născut în peșteră ca să curețe pământul la suprafață. A trăit printre oameni ca să aducă sămânța cuvântului lui Dumnezeu în lume. S-a lăsat prins de oameni, răstihnit și chinuit, ca să le scoată în evidență toată sălbăticia lăuntrică, nemai întâlnită, nemai văzută, nemai știută, în raport cu bunătatea dăruită. Și cine-s cei ce-l răstihnesc și astăzi crucea-i pregătesc? Sunt cei care el le-a fost lor un blând păstor, spune cântarea aceea care se cântă populară în lumea bisericească. În momentul în care este răstihnit pe cruce, sfințește văzduhul. Și de ce trebuia să stea spânzurat pe lemn? Ca să se împlinească acea prorocie din Vechiul Testament, când șerpii veninoși îi mânca pe poporul lui Israel și Moise le-a făcut un șarpe de fier plin și l-a pus pe stâlp și cine se uita la stâlp era izbăvit de moarte. Era o împlinire a Vechiului Testament. Deci viața voastră stă spânzurată pe lemn. În momentul respectiv a sfințit și atmosfera, aerul pe care îl respiram. Și în cele din urmă s-a coborât în pământ ca să sfințească măruntaiele pământului, iar de acolo a plecat în cele mai de jos ale pământului. Pogorâtu-te-a intru cele mai de jos ale pământului și încuietorile iadului le-ai sfărâmat Hristoase. Deci de acum avea treabă înăuntru noi, de acum din clipa aceasta suntem dincolo de mormânt, în viața de dincolo de mormânt, în lumea transcendentală. Pe pământ se mai petrec o serie de evenimente pe care le vom vedea cu ochii noștri pe parcursul discuției. Simțind arhierei Ana și Caiafa că lucrurile n-au stat cum s-au așteptat, cel mai disperat lucru pentru ei era neștiința faptelor lui Iuda. Noi aflăm din Scripturi că Iuda s-a spânzurat, dar lucrul acesta nu s-a știut în momentul spânzurării, s-a aflat puțin mai târziu. S-a aflat puțin mai târziu cu un singur interes. Deci o să vedeți. În momentul în care Iuda a aruncat bani în templu și a plecat,
Arhereii legii cele vechi a crezut că Iuda se duce să-i divulge. Și au intrat oarecum la bănuiel. Adică a intrat oarecum la o idee. Măi, dacă de la ăsta ni se poate trage un rău. Nu i-a mai interesat personajul Iuda. Știa că e un personaj controversat, este dintre ucenicii Mântuitorului, un ticălos, cu asta basta, treaba lui. Îl vor acuza că era și el cu învățătorul.